Românii dau mai mulți bani pe alcool și țigări decât pe sănătate sau educație. Este realitatea tristă confirmată de statistica oficială. În general, cheltuim cam tot atât cât câștigăm pe lună. Cel mai mult ne costă mâncarea și facturile. Românii au cheltuit în 2022 aproape 90% din ce au câștigat într-o lună pe gospodărie, cu 15% mai mult față de anul 2021, creștere pe care o punem evident pe seama inflației. Într-un an cu scumpiri mari, oamenii au făcut totuși și ceva economii, în medie 850 de lei pe lună. Să ne uităm mai exact pe ce ni se duc banii. Mâncarea ne costă 1200 de lei, iar facturile și întreținerea casei ajung la 570 de lei. Surprinzător sau nu, pe locul 3 găsim alcoolul și țigările, care ne ușurează portofelul cu circa 265 de lei. În schimb, am tăiat din cheltuielile pentru sănătate, am ieșit mai rar în oraș și nici nu ne-am preocupat cu educația. Pentru cărți sau cursuri, am alocat o sumă derizorie de doar 17 lei. Pe lângă cheltuielile de consum, care au însumat 3450 de lei, o parte semnificativă din venit a ajuns la stat, prin impozite și contribuții. Vorbim de 1800 de lei, relatează Observator News.ro.